Așa cum eu am primit informația și mi s-a părut foarte benefică și va fi de ajutor până când voi muri, m-am gândit să dau și eu mai departe informația, o parte din informația acumulată referitoare la cum funcționează lumea în care trăim. Până la urmă, misterele acestei lumi reprezintă unul dintre cele mai interesante subiecte. Și nu am cum să vorbesc despre asta dacă nu vorbesc despre Ivalgar, așa cum este prezentată de autorii Valeria și Vladimir Dubkovski, autorii cărților Nectar pentru Suflet, Zeii, Oamenii și Jocurile lor și Drumurile Iubirii. Așadar, nefericirea oamenilor vine din lipsa de informație referitoare la cum funcționează lumea în care trăim, precum și lipsa de informații referitoare la natura noastră, natura umană și la ceea ce poate, o, la potențialul nostru infinit ca și oameni. Când omul va cunoaște toate aceste informații, va înțelege că el este singurul care își poate schimba viața și în același timp singurul care se limitează, pentru că și libertatea și sclavia trăiesc în același timp, în interiorul nostru. Nu degeaba interiorul creează exteriorul, e o lege universală. Vreau mai mult așa să ridic semne de întrebare și să vă fac curioși. Soluția cu care vin autorii Valeria și Vladimir Dubkovski este Ivalgar. Și nu e o soluție doar a lor proprie și personal, doar că ei au denumit-o Ivalgar, dar majoritatea autorilor care vorbesc despre misterele lumii au aceeași percepție și aceeași esență a informației, numai că ei o transmit într-un mod foarte ușor de perceput. Și ce înseamnă Ivalgar? Pe scurt, înseamnă o resetare a subconștientului și cum putem să facem asta, efectiv înlocuim programele instalate în celulele noastre, în subconștientul nostru, prin ștergerea fără milă a programelor false și turnăm în schimb informații noi și poate la prima vedere neobișnuite despre caracterul cuantic al lumii noastre. Să observați că am spus informație și asta este prima verigă din Ivalgar. Ivalgar vine de la informație, iar atunci când informația se transformă în cunoaștere, pentru că nu e suficient să doar să acumulăm informație, trebuie să o și înțelegem, să o pătrundem, când devine cunoaștere, se transformă în putere. Val vine de la sistem de valori și credințe, din Ivalgar. Val vine de la sistem de valori și credințe, adică programele instalate în mintea noastră, care ne dictează gândurile noastre, Ivalg, de la gânduri. În urma gândurilor acționăm într-o mie și unul de feluri, A de la acțiuni, Ivalga, A de la acțiuni. Și în urma acțiunilor noastre obținem rezultate în orice aspect al vieții noastre. Ivalgar, R de la rezultate. Dacă vrem rezultate în viața noastră, ar trebui să lucrăm cumva holistic, așa cum lucrează uleiurile esențiale, să lucrăm la cauză, adică la prima verigă din Ivalgar, I, la informații. I de la informații, da? Tot ceea ce credem că vedem în jurul nostru este doar o percepție a lucrurilor. În funcție de gândurile și de ideile noastre preconcepute, pentru că o situație va putea fi privită diferit, cu totul diferit, de persoane diferite. De altfel, ce se transmite la televizor sunt programe TV, adică sunt cumva programe care se cuibăresc în mintea noastră exact ca niște programe și care ne dictează apoi percepțiile și nu numai nouă, ci și copiilor noștri. Televiziunea, de altfel, este transmiterea unei viziuni asupra lumii,
adică partea de val din Ivalgar, și de cele mai multe ori la sursa asta de informație se omite să se vorbească despre cum funcționează real lumea în care trăim, adică informația corectă referitoare la lumea în care trăim, și doar percepția corectă asupra lumii ne permite să și influențăm lumea în care trăim. Și ce înseamnă percepție corectă? Adică să știm, nu numai să citim și să bănuim, ci să știm, să înțelegem fiecare zi că trăim într-o lume cuantică și tot în fiecare zi să acționăm ca atare, ca și cum am trăit într-o lume cuantică. Conștiința este și ar trebui să fie principalul instrument de transformare al vieții noastre. Asta când înțelegem cum funcționează lumea în care trăim și înțelegem că interiorul creează exteriorul și nu neapărat muncă asiduă, mereu, 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 mereu și non-stop, fără oprire, așa cum se promovează. Și știu că toate astea pot părea, poate fi informație nouă pentru mulți, doar că nu lăsați mintea să vă păcălească că nu e adevărată, e foarte important. Pe mine m-au ajutat foarte mult cele trei cărți ale autorilor Valeria și Vladimir Dubkovski, însă nu m-am limitat la ele. Hrănește mintea, asta e începutul, hrănește mintea cu multe informații benefice, pentru că lucrăm la cauză, da? Nu uităm să lucrăm la cauză mereu. Ne gândim holistic. Dacă nu ne plac rezultatele din viața noastră, vedem cum putem să schimbăm asta. Soluția este să lucrăm la cauză, adică la informațiile care să ne schimbe sistemul de valori. Și în acest fel, firicelul de apă curată, adică informațiile benefice, pot ține piept fluxului de negativitate care inundă în momentul acesta planeta noastră. De aceea este nevoie de consecvență, ca fluxul de apă să rămână curat, mai mult curat decât plin de negativitate, avem nevoie de consecvență. Până la urmă, singura muncă asiduă este cea cu noi înșine, rămâne cea cu noi înșine. Mai concret, ce avem de făcut? Mai bine citim cărți inteligente decât să pierdem timpul cu orele la nesfârșit, zile, săptămâni pe rețelele de socializare, fără să obținem informații benefice pentru noi. Adică să folosim și mediul acesta virtual în folosul nostru. În fiecare zi să mai acumulăm câte o informație despre cum funcționează lumea în care trăim. Să reducem timpul petrecut cu oameni toxici. Și apropo de asta, mediul este foarte important. Doctorul Bruce Lipton vorbește despre asta, este profesor de epigenetică și vorbește foarte explicit despre cât de benefic și important este să trăiești într-un mediu benefic. Așadar, dacă vrei să schimbi ceva în viața ta, începe să scoți din fluxul toxic și să umpli, să crești fluxul bun. Știu că se spune din ce în ce mai mult, de fapt informația asta exista dintotdeauna, doar că trăind acum în era informației o auzim mai des, că gândurile creează realitatea. Nu e nimic, nicio păcăleală în afirmația asta, e perfect adevărat, dacă înțelegem cum funcționează lumea în care trăim. Fiecare partea bună și vestea bună și minunată este că fiecare persoană este înzestrată cu abilitatea aceasta de a își schimba realitatea cu ajutorul gândurilor sale. Dar asta este posibil doar dacă își dezactivează din subconștient, dacă are așa ceva, dar majoritatea avem, programul care îi spune că asta este o prostie. Trebuie să știm, fără dubii, cum funcționează lumea în care trăim și abia apoi putem să luăm niște, să facem niște acțiuni care să ne aducă rezultate. Până la urmă, poate toate informațiile astea sunt o fabulație, dar poate nu.
Și dacă sunt adevărate și sunt atât de ușor de pus în practică, cum ar fi să scăp de propria sclavie și totul pornind de la o carte. Începe cu o carte.